eu cred că atunci când ești comediant, cumva nu-ți mai ajunge... Scena. Glumele nu-ți mai ajung, trebuie să fie mai mult, mai exagerat ca să râzi, să te duci mai departe. Ne vedem la sala palatului. Na, giurnata e sole, ori aprenciu trei zile la rând. Na, rias. Na. Te deranjează dacă o să mănânc puțin usturoi? Nu, de ce trebuie să ne și sărutăm în podcastul ăsta sau doar mai pus să cânt? Eu cred că e mai puțin stresant dacă ne sărutam decât dacă mai puneai să cânt. Am avut un episod în care un tip s-a urcat pe scenă și m-a pupat. Dar dacă în locul lui era actorul tău american preferat, Matthew McConaughey? Nu mă supăram, pentru că domnul McConaughey poate nu înțelegea în română ce am zis și voia să vină. Haideți acasă că am făcut o ciorbică de burdă. Glumesc, uite. Asta o să decid eu. Asta o să decizi tu. Auzi, poți să rog ceva? Eu sunt foarte alcoolică. Poți să mai pui niște vin? Sau... Hai că s-a doilea pahar de vin. Acum știi ce simt? Nu mă impasă că nu știu să cânt. Miculescu, te iubesc foarte mult. Nu uita să duci gunoiul, că te rog în fiecare zi și nu mai suport. Bagă, zi cum arată suflet. Tu. Era Mincu? Da! Mincu, ai face închisoare pentru Maria? Da. Serios? Te invit aici, nu vei regreta. Este celula ta. Ai atâtea săpunuri să le scapi pe jos. Le meriți, sigur le vei gasta. Te invit aici, este și Dragnea. Am făcut și eu spectacole. Acolo m-am dus și am cerșit. Și înainte să urc au zis, asta chiar o zic cu un pic de trufie, dar au zis, o să urce acum o româncă. Am cumpărat-o împreună cu microfonul ăsta și a venit la pachet. Și am urcat pe scenă cu așa o furie că m-a umilit și ne-am distrus seara. Vreau să-mi dai curaț dulce zaraza, să mă îmbete mereu. Când apare zaraza, vreau să mor și eu. Ro 47 BTR. Un soț devotat niciodată nu uită să... O întrebe cu ce a greșit. Dar am făcut un film vara asta, Horia, cu Costel și cu Mircea Bravo. Costel cum joacă? Bă, proz rău, mă, sărăc. Ani de liceu, când se întâmplă o tragedie, când că el ne-a zărit la un film cu alt băiat. Ani de liceu. Mai îmi dai și mie niște vin, Horia, te rog? Noi suntem alcoolici, să știi. Și un spătar? La podcast noi avem? Nu, e un one man show. Când se scoală la 4, merge la pescuit. Merge la tenis, se întoarce acasă. Copii, dormiți? Bună dimineața! A venit tata! Adă harponul ăla, că mâine am podcast.